Nu vă zic cât de pastoral a fost scena. Ce am simțit eu, că era să-mi cadă telefonul ăsta, aparatul din mână în noroc, era agățat de gât. Și când am văzut acel accent care a trecut de la no bine, mă, Ionele, ia aici de la mine, mă, puțin lapte, mă, că e bun, mă, e de la vaca mea. No, să-mi spună că Jacqueline, je mulge la vache. Je parle pas français, e bien, mais am înțeles ce a spus și am râs. Asta este istoria care stă în spatele acestui nume al expoziției. Cât despre proiect, proiectul se întinde pe o lungime, este un proiect pe termen lung. Ați învățat astăzi de la Dan Beșliu, care v-am zis, a spus într-un mod magistral modul în care se organizează un proiect și ce înseamnă el, plecat de la idee și până la finalizare. Ideea a venit când am început să observ că Maramureșul se destramă sub ochii noștri. El dispare ca identitate națională sub ochii noștri. Nu mulți dintre voi m-au contactat astăzi să-mi spună, domnule, m-am dus și eu la Borșa sau la, știu, la Botiza și am căutat o poartă maramureșeană. Păi nu mai vedeți. Maramureșul nu mai este la strada principală și nu-l mai găsim deloc la asfalt. Maramureșul este în sufletul bătrânilor pe care îi vedem încă îmbrăcați la biserică dimineața, în portul lor popular, în tradiția lor, în meșteșugul lor, care din ce în ce mai greu se găsește și asta undeva prin capetele satelor. Proiectul este de, v-am zis, până acum am 4 ani când scanez Maramureșul. Este o muncă grea, merg de 3 ori pe an, în toamnă, iarnă și primăvară, în Maramureș, să salvez ceea ce se mai poate salva din spiritul maramureșan. Bineînțeles că prin intermediul artelor vizuale reușesc să fac acest lucru, pentru că dacă aș putea, aș colecta tot ce este autentic în Maramureș și l-aș pune într-un muzeu, care aș spune Muzeul Identității noastre Naționale. Un grup de 4 fotografi sufletiști merg de 3 ori pe an pe banii lor, pe cheltuiala lor, fac 10.000 de fotografii care le donăm Centrului Cultural de la Baia Mare pentru a conserva, pentru a se încheia, a se închega în mod rotund acest proiect al nostru măreț, care peste, nu peste mult timp, copiii voștri și copiii copiilor voștri vor mai vedea Maramureșul prin fotografiile acestea. Eu vreau să mulțumesc în seara asta organizatorilor acestui festival, pe care îi cunoști, sunt niște oameni minunați, o familie deosebită, familia Rudolf, care s-a gândit să aducă spiritul maramureșan aici, prin această expoziție. De asemenea, vreau să felicit pe Irina, nu știu unde este Irina de la Epson, a rămas impresionat de calitatea printurilor. Cred că puteți să vă uitați cu atenție, vă spunea Cătălin, uitați-vă la fiecare lucrare în parte, spui că este, că nu e reală. Felicitări, Epson! De asemenea, vreau să-l felicit pe Luca. I-am trimis chifurile prin transfer și a stat și a pigulit fiecare lucrare în parte pentru a da viață acestor printuri. Și vreau să vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenție. O seară cât mai plăcută!